logodnă și căsătorie. Ce ne puteți spune? De obicei, după satisfacerea stagiului militar, nu înainte, majoritatea după satisfacerea stagiului militar, încercau, căutau să se căsătorească, cunoscând o fată, să zicem, dintr-o localitate vecină sau chiar din localitatea respectivă, trimiteau vorbă printr-o rudă dacă acea fată este de acord ca să accepte pețitul sau să este de acord să fie, să-i fie perete să se căsătorească cu băiatul care îi trimitea vorba. Aștepta băiatul răspunsul în timp și dacă familia respectivă era de acord, trimitea vorba, da, veniți, puteți să veniți la pețit. Această primă fază se numește sosbrala, adică așteptau acordul părinților fetei ca cineva din, sau câteva persoane din familia băiatului să meargă să pețească, adică la geaușlăc. În momentul în care fata era de acord sau părinții fetei erau de acord ca să vină la geaușlăc, la pețit, câteva persoane din partea băiatului, rude apropiate, mergeau în pețit la fată. Acolo, bineînțeles, după binețe și după întrebări de politețe, cei care se duceau să pețească fatea erau obligat să spună, era obligatoriu, era ritualul pețitului, să spună următoarele cuvinte. Allahın emrimen, peygamberin razılığıman, am venit să pețim fata voastră, sizin kızınızına aittırıp, bana bizim oğlumuzla. Adică, din porunca lui Allah și cu acordul profetului, am venit să cerem de soție, împețit, pe fata voastră pentru băiatul nostru. Deci era obligatoriu să spună această propoziție, acesta era ritualul de a cere o fată. Dacă familia fetei era de acord cu această pețire sau solicitare, începeau negocierile, în care negocieri, familia fetei, suntem de acord, vom face și nuntă, dar până atunci trebuie să ne respectați dorințele, doleanțele, care constau în, începând de la de bani pentru laptele matern, sutacă, adică laptele pe care l-a suptă fata trebuia plătit în bani. Apoi, pentru a începe nunta, vite, cine avea posibilitate, sau oi cu care să facă nunta. Într-un număr nelimitat? Sau? Într-un număr nelimitat cereau partea fetei, dar partea băiatului nu acceptau. Deci trebuia să fie și bun negociator. Trebuia să fie și bun negociator, să spună, păi ce să faceți voi cu 10 oi, că nu aveți de chemat toate localitățile. Vă chema și voi, nu știu, pentru 2 oi sau 3 oi. Da. Și cădeau de acord asupra animalelor care trebuiau să primească partea fetei. În afară de aceste lucruri, deci bani, animale, tot cu această ocazie, partea fetei solicita materiale pentru zestre, care constau în pânză albă, 10 metri de pânză albă, grep satin, adică mătase, grep teșin, adică o mătase mai groasă, din care să facă toate obiectele acelea cu care trebuia să împodobească sau să casa unde trebuia să stea. Și cu ocazia aceasta, negociatorii din partea fetei, din partea băiatului, spuneau, băiatul are casă, acea casă trebuie mobilată. Deci noi am făcut casa, voi, fata, aduceți mobila. Deci intra în atribuțiunile fetei să cumpere mobila și să și împodobească casa cu fel și fel cu ce se mobilă. După care se fixa cu această ocazie și data logodnei. Următoarea etapă a ajunge la căsătorie era logodna. La logodnă, ceea ce s-a discutat, ceea ce s-a negociat la geaușlăc, se realizea, se înfăptuia. Se duceau în afară de oi.
tot ce a cerut, începând de la rochea de mireasă, pantofi pentru mireasă, geantă pentru mireasă, farduri pentru mireasă, eu știu, parfumuri pentru mireasă și tot ce cerea mireasa cu foc. Plus materialele cu care trebuia să facă împodobirea casei, toate se duceau cu această ocazie. Logodna, numită cum? Nșantoi, iar cu această ocazie, din partea, era obligatoriu a se duce, din partea băiatului trebuia să ducă o tavă de catlama. Era obligatoriu să se prezinte. Catlama este o plăcintă tătărească în foietaj cu foaie așa și dulc, cu zahăr care se presară deasupra celor... Deci partea băiatului duceau... Partea băiatului obligatoriu ducea, în schimb, nu primea catlama sau nu știu ce bunătăți, ori primea fructe, primea alte produse, eu știu, biscuiți sau ce se mai găsea pe vremea sau ce se mai făcea în acea vreme. Deci la logodnă, după ce au dus, ce au cerut sau ce au negociat cu ocazia geaușlăcului, am omis să spun că și partea fetei pregătea pentru partea băiatului costum pentru băiat, pantofi pentru băiat, cămașe și tot ce trebuia. Iar cu ocazia logodnei, după ce primeau cadourile fetei, întorceau aceste cadouri cu ceea ce trebuia să îmbrace băiatul de nuntă. Costum, pantofi, cămașe și tot ce trebuia să... În afară de aceste lucruri, și părinții fetei și rudele apropiate, frați și surori, mai primeau câte ceva, adică o cămașă, o batistă, un pantof. Toate rudele fetei primeau din partea băiatului aceste cadouri pe care întorceau acest gest primind părinții băiatului din partea fetei, când se întorceau cei care au fost la logodnă. Aceasta era, se întâmpla la logodnă, deci la nșantoi. Și cu ocazia nșantoiului se stabilea și data nunții. Se lăsa destul timp de la nșantoi la nuntă ca cele materiale acele care au fost duse la fată să aibă timp să le pregătească fata, să le coase, să le, că erau lucrate manual, nu erau niște lucruri care să le tai și să le faci. Erau lucrate manual și trebuia timp pentru care fata cerea ajutorul colegilor, prietenilor, pe care le lucrau la timpul necesar ca atunci când mergea cu nunta, când începea nunta, să fie gata. Deci asta era obligația părții fetei să pregătească... La nșantoi mergea și băiatul la fată? Nu. Numai nici părinții băiatului nu mergeau. Mergeau numai niște rude apropiate ale băiatului. Nu, în ultimul timp, în ultimii 20-30 de ani, au început să meargă și părinții băiatului. Nu știu dacă și acum se merge și cu băiatul. Dar nu mergeau, băiatul cu fata nu se vedea decât la nuntă. Deci nu aveau altă ocazie să se întâlnească, să se vadă sau să... Nu. Era treaba rudelor din partea băiatului să se ocupe de aceste obiceiuri. După logodnă, când s-a stabilit data nunții, începea nunta. Nunta care începea de joi, se termina duminică. Joi, partea băiatului trimitea către partea fetei oile sau animalele pe care le promisese, ca să le taie și să le sacrifice partea fetei, să înceapă și ei nunta, ei pe partea lor își tăiau animalele și începeau pregătirile pentru mâncare. Joi seara avea loc la partea fetei, pregăteau cobete. Cobete este o mâncare tătărească, făcută din foi, cu carne, cu orez și cu carne din organele animalelor sacrificate, iar seara aceste tătări de cobete erau consumate, erau mâncate de tineri. Deci tinerii, în prima seară de joi,
la partea fetei, mâncau cobeteu pe care îl pregăteau după sacrificarea animalelor. La partea băiatului, toți joi, avea loc balul burlacilor. Deci era ultima zi când băiatul era liber și sărbătoreau plecarea lor dintre cei tineri. Asta era joi. Vineri deja intrăm în partea importantă a nunții, a chentoiului, și anume fata începe să se pregătească pentru a deveni mireasă. Cum se pregătea? Începea să-și vopsească părul cu căna, degetele cu căna, iar tot în aceea seară aveau loc petreceri între colegi, între prietene, cu băieți veniți din partea băiatului, dar fără generică, fără băiat. Deci prietenii băiatului veneau la partea fetei, la cântau, dansau, numai că nu se permitea atunci să se apropie fetele de băieți, fetele într-o parte, băieți într-o parte, supravegheați de către cei în vârstă să nu cumva să facă, să se apropie prea tare unul de altul. Această petrecere care avea loc vineri, avea o denumire? Petrecerea de vineri, da, cânatoi. Cânatoi se numea și înseamnă cânatoi vopsirea fetei, pregătirea fetei pentru a deveni mireasă. Deci își vopsea părul cu vopseaua aceea căna, își vopsea degetele cu acea vopsea și după care petreceau ca și între colegi, între prieteni, între cei care veneau din partea băiatului și cam vineri se termina această distracție. Ziua de sâmbătă este cea mai importantă, era cea mai importantă la o nuntă, când se înfăptuia cununia religioasă. Din partea băiatului veneau niște reprezentanți, o delegație de puda, așa le spune, care veneau la partea fetei, împreună cu imamul, făceau cununia religioasă, care consta în prezența a doi martori din partea băiatului, doi martori din partea fetei și câte un vechil baba, atât din partea băiatului cât și din partea fetei, vechil baba însemnând un fel de părinte spiritual. Se intra în camera fetei cu acești doi vechil baba și numai ei și cu imamul și cereau acordul fetei dacă este de acord să se căsătorească cu băiatul respectiv, spunându-se și numele băiatului. Iar dacă de trei ori era întrebat, iar dacă fata era de acord, atunci se înfăptuia deja căsătoria, deci oficializa căsătoria religioasă și putea să înceapă nunta, într-adevăr, atât în partea fetei, cât și în partea băiatului. Cu această ocazie la fată, deci când se producea cununia religioasă, se citeau tot așa versete din Coran, citate din Coran și se obținea acordul fetei de a se căsători cu băiatul. După care începea nunta și la fată, iar la întoarcerea delegației înapoi la băiat și la băiat, dar în amândouă părțile, și la fată și la băiat, se anunța printr-un călăreț în localitate că la familia cutare, la ora 1, de exemplu, sunt invitate toate femeile pentru a sărbători, căsătoria dintre băiatul respectiv și fata respectivă. Același lucru se întâmpla și la fată și la băiat. Deci sâmbătă era sărbătoria oficializării căsătoriei celor doi tineri. Că delegația se împărcea înapoi la băiat acasă. Ducând vestea, că băiatul participa la cununia religioasă. Băiatul nu participa nici de data asta la cununia. Deci îi se lua acordul de a... când se pleca. Și acord băiatului și când ajungea la fată, uite, băiatul respectiv este de acord și se întreba fata dacă este de acord cu această căsătorie. Sâmbătă avea loc, într-adevăr, cu nunta
adevărată după oficializarea căsătoriei religioase. Ce-am uitat să spun adineara, că vineri seara, la partea băiatului, se pregătea maișrat, niște lumânări împodobite pe care sâmbătă un băiat ducea aceste lumânări, pleca cu ele la fată. Care lumânări rămâneau acolo, deci lumânări împodobite cu niște hârtie creponată, așa, care rămâneau acolo sâmbătă, urmând ca duminică, când pleca mireasa de acasă, să ia aceste lumânări și să se întoarcă cu ele la băiat acasă. Ați spus că sâmbătă toată comunitatea sărbătorea nunta. Da. Ce se servea la nuntă? Ce mâncăruri? Mâncăruri, 7 feluri de mâncare se obișnuia să se servească, care erau pregătite din timp de bucătărese specializate în așa ceva. Se începea cu ciorbă din carne, cu carne, cu pastă făinoasă, cu orez sau din ce se obișnuia să se facă. Deci ciorbă, fasole scăzută, carne, de obicei carne de vită sau carne de oaie, pe vremea aceea, acum se folosește carne de pastă, asta e altă treabă, sarmale din carne de oaie, pilaf sau botca, cum spunem noi așa, sau cuscus, da, după care venea compotul pentru botca, pentru cuscus, și fructe, sau până la fructe, baclava sau ceva dulce. Deci, acum se folosesc, se depășește acest număr de 7, se pune de, da. Sâmbătă are loc nunta adevărată, s-a produs deja oficializarea căsniciei, căsătoriei, important la comunitatea musulmană este căsătoria religioasă, era, este și acum, după care se face și căsătoria civilă, dar important este această căsătorie religioasă. Sâmbătă se cântă, vine muzica, se dansează în localitățile unde, sau în, la familiile unde sunt mai avute, au loc și cureșuri, adică cureși sunt lupte tătărești, cu premii, cu... Dar nu la toate nunțile au avut loc aceste cureșuri. Se termină nunta spre seară. Fără să se vadă mirii. Mireasa își face nunta pe partea ei acasă, generica mirele își face nunta lui pe partea lui acasă, urmând ca duminică mireasa să se pregătească să plece spre băiat, la casa băiatului. Că era, dacă este din localitate, cu căruța sau pe jos, dacă este din altă localitate, cu căruțele se pleca. Mireasa însoțită de mamă, de surori, de mătuși, de... Deci alaiul din partea ei. Alaiul din partea ei, cu rude, se pleacă spre partea băiatului, luând de data asta la ea un copil care ține de acele două lumânări, care le ia cu ea, și un curan. Deci copilul acela avea obligația, în afară de cele două lumânări, să aibă grijă și de un curan cu care pleca ea de acasă la viitorul soț. Aproape de casa băiatului ieșeau în tâmpinare băieți, bărbați, din partea bărbatului, să-i întâmpine și nu putea să intre în casa, în curtea sau în casa băiatului decât după o vămuire. Ce înseamnă această vămuire? Înseamnă a plăti niște bani la băieții aceia pentru că era primită în satul respectiv, în familia respectivă, a da un tocâz, care tocâz era un fel de... mai multe materiale legate, prinse de o cămașă, cu două ațe, care se lega de spatele băiatului care pleca
cel mai recent în armată, urma să plece în armată, se lega acel tocăs de spatele băiatului și, în afară de acel tocăs, care era compus din 9 componente, 9 obiecte, acele obiecte fiind o cămașă de in, obligatoriu, un marama, un șerâc, un șember, un buzunar, în buzunarul acela trebuia să aibă un pachet de țigări, un maieu, niște ciorap. Deci era compus din 9 obiecte pe care băiatul care trebuia să plece militar îl dansa în prezența colegilor, prietenilor lui. Deci toate acestea prinse pe... Prinse pe cămașa aceea de in. Era o cămașă de in pe care erau prinse aceste restul de obiecte. În afară de tocăs, aveau pretenție acești băieți, acești tineri, să fie legat la fiecare căluț de hâț, de ham, câte o batistă, câte un prosop, câte un batic, de bici, de roată, deci așa era obicei, și nu treceau de ei până nu plăteau toate dările. Da. E, scăpând de această vămuire, mireasa ajungea la băiat acasă. E, aici de-abia se întâlnea cu băiatul, era primit de băiat, de părinții băiatului. Foarte puțin timp se dansea, de bucurie că a venit fata la băiat. Nu. Împreună dansau cei doi, cu părinții, cu rudele, nu știu ce, după care intra fata în camera pregătită special pentru ea. E, aceea cameră era împodobită de mătușile fetei cu care a venit de acasă, cu tot ce a primit cu ocazia geaușelor, a logodnei. Adică șember, șerâc, șeure, marama, carpete, batiste și toate acelea le împodobeau fetele, după care le plecau și rămânea mireasa în cameră timp de 3 zile, fără să iasă din acea cameră, toate nevoile ei, necesitățile ei fiind rezolvate de către surorile, mătușile băiatului. După 3 zile, după ce făcea abdestul sau spălarea rituală, ieșea să salute părinții fetei, rudele, frații fetei, părinții băiatului, cu care ocazie intra cu adevărat în familia băiatului. Deci după 3 zile, după consumarea nunții, de-abia atunci ieșea să cunoască părinții băiatului. Bugun tatar şa ürenemiz rubrikasında tatar şa konuşmaya ürenmeye çalışacak mız? Bugün tatar dilinde kıyım hakkında konuşmaya ürenecek mız? Gazaka, vestă. Gazaka, vestă. Ceket, veston. Ceket, veston. Pantolon, pantalon. Pantolon, pantalon. Kuşak, curea. Kuşak, curea. Balak, crac. Balak, crac. Ayakkab, încălțăminte. Ayakkab, încălțăminte. Condra. Pantof. Condra, pantof. Cizma, cizma, cizma. Cizma, ia da, cizma, cizma. Sandal,
Sanda. Sandal. Sanda. Kalpak, căciulă. Kalpak, căciulă. Kapila, yada pes. Fes. Kapila, yada pes. Fes. Başlık, glugă. Başlık, glugă. Kolşak, mănușă. Kolşak, mănușă. Atkı, yada şal, fular. Atkı, yada şal, fular. Bu konuşun bu kadar. Gelecek programda Tatarşanı ağrı konuşmak, em yazmak öğrenmeye devam edecekmiş. Tatar dilin her sefer gururman konuşayık. Bin 3 senesinde Romanya Müslüman Tatar Türklerin Demokrat Birliği'n yardımı mal Ceves Teregi adlı kitap basılgandır. Bu kitabını Neriman İbrahim yazgandır. Şairinin hayatın em eserleri hakkında Yaşar Mehmet Emin hazırlengen. Son senelerde edebiyatımızın canlandıracak temiz em taze bir cereyan bekleyişi var. Menzumelerimiz men bu bekleyişke cevap verip menzume dünyasına pencereler açmak gerek. Tarihimizni canlı tutmak, kahramanlarımızni anmak, manevi değerlerimizni, örf adetlerimizni yaşatmak hem de onlarını ballarımıza, yaşlarımıza emanet taşlamak gerekli bir vazifemizdir. Anlata Neriman İbrahim Hanım. Kitabının içinde Cigit, 18 Mayıs, Jollar, Ana Cüregi, Torunlarım, Analarının Gözleri, Nenem, Bayram ve Balaşıklar, Oyun, Kader, Adep Yazhan menzumeleri onun insaniyetli kişi süygen, oğa saygı duygusu göstergen menzumeler tabula. Bu kitap candan süygen Romanya'da Tatar cemaatin hem de yaşların üçün bağışlandı. Tatar edebiyatımızın üçün bek yardımcı bola. Bütün menzumeler, eserler, aytkan sözlerin alka bağışlangan. Allah sağlık versin. Ceves Teregi adlı kitabın içinde Tatar halkımızın öz tarihin, örf adetlerin, dinin hem kültürün aru tanıdı. Neriman İbrahim yazgan kitabını Romanya Müslüman Tatar Türklerin Demokrat Birliği'nden alabilirsiniz. Hey!
yeşil yolu ahap kara develer oladım para fıstık tek kente dernek tek para sebe oladı şalvar para fıstık tek kente dernek tek para sebe oladı şalvar para. Şalbaş bora, bir yaman deriz. Ay gidin sana, şalımda meriz. Şordar mı deriz, şalbaş bora. Ay gidin sana, şalımda meriz. Şordar mı deriz, şalbaş bora.
akapelli olarak söyleyeceğim Bahçesaray Aralıkları şarkısında bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Omurum kervan gibi gece kozum o günden balalıktan osken yeri çıkma yesimden Bahçesaray aralıkları yaşlığım sizin bağlı alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Bahçesaray aralıkları yaşlığım sizinle bağlı alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Sırlı çeşme savuskan, şavalta taşlık pazar. O mahalleler, o sokaklar aklımda durar. Bahçesaray aralıkları yaşlığım sizin bağlı. Alçak yüksek evleriniz aklımda kaldı. Bahçesaray aralıkları yaşlığım sizin bağlı. Alçak yüksek evleriniz.